Bună ziua, bine v-am găsit la alt atelier virtual cu titlul Auto-îngrijirea în timpul pandemiei. Practică auto-îngrijire. Punctul 1. Recunoașteți emoțiile. Asta e perfect normal. Recunoaște emoțiile este foarte important pentru sănătatea mentală. Punctul 2. Nu îți compara emoțiile cu emoțiile altcuiva. Punctul 3. Urmează o rutină ca și cum școlile ar fi deschise. Punctul 4. Fii bun cu tine însuți și oferă-ți o pauză. Punctul 5. Impuneți anumite limite. Punctul 6. Concentrează-te pe ce poți controla și ce este sub controlul tău. Punctul 7. Programează-ți timp pentru tine, timp liber. Punctul 8. Concentrează-te pe aspectele pozitive din viața ta. Punctul 9. Amintește-ți că ești o persoană bună. Îndeajuns, ești un părinte îndeajuns de bun și nu te mai gândi la, nu mai avea așteptări nerealiste despre viața ta ca părinte. Punctul 10. Oferă prioritate nevoilor tale. Ia o pauză. Stresul. Ce este stresul? Stresul este răspunsul natural a unei dificultăți emoționale sau fizice. Iar acest stres, răspuns natural, se bazează pe fight, flight sau freeze. E atunci când, dacă te afli într-o situație stresantă, decizi să fugi de situația respectivă, să o confrunți sau, pentru unii, pur și simplu îngheață. Nu se mai pot mișca, nu mai au răspuns la nimic. Stresul nu este o problemă mentală, dar fiind sub stres pe perioade lungi, pe perioade îndelungate, poate activa, poate afecta celelalte probleme mentale. Atât timp cât stresul nu este o problemă mentală însuși, acesta poate activa anumite probleme mentale, anxietate, depresie și alte condiții mentale. Cum afectează stresul relația ta și cum te afectează pe tine? În pagina actuală vedem cum este descris stresul și puține informații despre stres. Deci, după cum am spus, toată lumea experimentează stresul de-a lungul vieții, de-a lungul zilei, probabil, în special persoanele angajate, persoanele cu probleme sociale. Dar câteodată putem scăpa de el, câteodată nu este atât de grav, câteodată este atât de grav încât ne poate îmbolnăvi. Mai ales dacă le experimentăm pentru mult timp, dacă nu îl tratăm, stresul poate cauza anumite probleme mentale. Unul în șase lucrători în Regatul Unit experimentează depresie, anxietate și probleme legate de stres.
Dacă doriți mai multe resurse și informații de succes, puteți accesați website-ul din dreptul paginii, subliniat cu linia albastră. Semne de stres. Sunteți, dacă sunteți stresat, de obicei semnele sunt irabilitate, inabilitatea de a vă concentra, semne fizice, sunteți obosit continuu, nu mai puteți respira cum trebuie. Pentru mai multe, accesați website-ul din dreapta paginii, descripționa cu litere albastre și sublinia cu linie albastră. Cât de plin este paharul dumneavoastră? Factorii de stres sunt prezentați în această imagine. Ca foarte mulți în societate, anumiți factori pot fi școala, locul de muncă, sănătatea fizică, relația dumneavoastră cu un partener, chiria, în zilele noastre, COVID, pandemia, conflicte în familie, probleme financiare, somnul, dacă nu este îndeajuns, viața acasă, iar acești factori pot umple paharul dumneavoastră de stres. Stresul afectează cum gândim, afectează memoria, putem uita, activează cum termenul brain fog se referă la ceață mentală, pur și simplu confuzie. Activează capabilitatea de a justifica anumite aspecte. Activează inabilitatea de a vă concentra, indecizia, vă poate influența să începeți anumite anumite lucruri, dar să nu le completați deloc și vă poate îndoi de sine, vă poate afecta încrederea de sine. Poate afecta și cum și emoțiile, da? Deci poate aduce cu el depresie, irritabilitate, să vă simțiți fără putere, să credeți că totul s-a întâmplat, totul nu mai poate fi nimic reparat, fatalistic thinking este atunci când credeți că o problemă nu mai poate fi rezolvată și asta chiar este stresant. Poate induce panică, cinism, dubii, neîncredere, anxietate, frustrare, tot felul de emoții negative pe care nu vrem să le experimentăm zilnic, mai ales dacă avem probleme în viața noastră socială. Poate afecta cum ne comportăm. Da, poate să ne influențeze să bem puțin mai mult alcool, toți știm că alcoolul dă o stare de veselie. Poate să ne influențeze să fumăm mai mult, să bem mai multă cafea, doar ca să ne relaxăm. Ne poate izola de alte persoane, ne poate afecta somnul, prea puțin sau prea mult. Ne poate demotiva, ne poate afecta sensul umorului și poate crește irritabilitatea.
Anumite simptome a stresului sunt o durere în piept, palpitații, dureri tot corpul, transpirație, excesă, fluturi în stomac, răceli frecvente, durere de cap, probleme de piele, indigestie, tensiune arterială și tensiune musculară. Dumneavoastră, ce strategie aveți în valiza dumneavoastră pentru a controla stresul? Ce puteți face mai mult ca să combateți această problemă a stresului? Sau ce faceți deja? Dacă simțiți că aceste probleme menționate durează pentru o perioadă de timp foarte multă, vă rugăm să accesați sfatul de la un profesionist, da? Acesta este doar un virtual educațional, dar dacă simțiți că sunteți într-o problemă dezvoltată în aspectul acesta, contactați un profesionist. Anumite strategii de reducere a stresului sunt, în primul rând, cu dumneavoastră, să nu fiți rău cu dumneavoastră, să aveți grijă să luați 10 minute, 5 minute pauză, să mergeți să vă plimbați în parc, să vă relaxați, să dormiți mai mult și mai eficient. Foarte important este sportul. Foarte important este să nu gândiți foarte mult, pentru că gândurile cauzează stres, mai ales cele iluzorii. Să renunțați la consumul de țigări și alcool și să mâncați sănătos. Aceste strategii sunt utile în combaterea stresului. MindDecay este o organizație ce poate ajuta persoanele cu probleme și condiții mentale, dar mai ales problemele cauzate de stres. Dacă stresul dumneavoastră este cauzat în ansamblu, în esență, de pandemia COVID-19, aveți un website în josul paginii pe care puteți să-l accesați cu informații utile. Acoperă anumite puncte și subiecte care vă explică cum să vă înțelegeți emoțiile, mici trucuri care vă îmbunătățesc sănătatea mentală, practici de îmbunătățirea nevoilor personale și multe alte informații și sfaturi. Dacă doriți să vă informați mai mult în acest aspect, aveți nenumărate resurse oferite de noi pe care le puteți accesa la website-urile menționate pe această pagină, cele cu albastru. Primul ar fi Mind, este website-ul organizației Mind. Al doilea ar fi tehnici de îmbunătățire a somnului. Al treilea ar fi sfaturi pentru zilnice împotriva stresului. Pentru membrii comunității LGBTIQ puteți accesa al patrulea link. În legătură cu pandemie, coronavirus, puteți accesa al cincilea link. După aceea aveți website-ul de la NHS de meditație, Every Mind Matters Coronavirus, în legătură cu coronavirus,
pandemia coronavirus, fiecare minte contează, aveți website-ul și linkul website-ului în josul paginii, apoi Anna Freud, centrul Anna Freud, oferă informații pentru tineri părinți și pentru îngrijitori legate de pandemie. Sprijin în Newham. Head Start Coffee și dialog pe zi de miercuri de la 10 la 6. De la 10 dimineața și 6 după amiază. Pur și simplu sunt dialoguri cu pentru părinți, cu alți părinți, ce au loc pe website-ul headstartnewham.co.uk. Dacă doriți să vă registrați la acest website, puteți să-l accesați în stânga paginii, aveți linkul website-ului. În dreapta paginii avem două imagini cu ce se întâmplă. Dimineața se vorbește despre auto-îngrijire, reziliență, împărtășirea experiențelor ca părinte și greutățile lockdown-ului. Iar la 6 după amiază se vorbește de acel, se poartă aceleași dialoguri pentru persoanele care nu au avut timp să acceseze primul eveniment. Best Start in Life este centrul de copii care oferă sprijin pentru părinți ce au copii cuprinși între vârstele 0 și 5 ani. Centrul oferă acces la bone și la îngrijirea copilului, sesiuni de a rămâne și a se juca pentru copil, de socializare, sprijin pentru părinți, voluntariat și sprijin în legătură cu locul de muncă, sprijin pentru sănătatea mentală și fizică. Aveți un website în josul paginii pe care îl puteți accesa în legătură cu centrul de copii Newham pentru mai multe informații. Aici avem câteva centre și locațiile acestora. Forest Gate Children's Center, Cairo and Maryland. St. Stephen's Children's Center. Aveți și zilele acestora și orele. Plaistow Children's Center și Beckton and Royal Docks Children's Center. Puteți accesa și website-urile respective pentru a vă registra ca să vă puteți prezenta la conversații și la cafea sau la ceai. Sprijin emoțional de stare de bine. Puncte în comunitate unde vă puteți întâlni cu pentru anumite evenimente, pentru informații despre ce se întâmplă în comunitate, grupuri colegiale și activități de stări de bine, unul la unul amiciție cu un voluntar antrenat, experimentat, sprijin și informații despre cum să accesați anumite servicii care vă oferă ghid, care vă oferă informații despre datorii, dacă aveți datorii, beneficii, dacă
sunteți eligibil unor beneficii și dumneavoastră nu sunteți conștient de acestea, în legătură cu chiria și multe altele. New I'm Talking Therapies se referă la terapia de vorbire, consilier și terapie pentru îmbunătățirea stării mentale în legătură cu stresul. Acestea sunt oferite gratuit și sunt confidențiale. Dacă sunteți rezident în New York. Deci puteți beneficia de terapii individuale sau de grup. Iar acestea vor avea anumite subiecte pe care le puteți discuta. Acestea sunt controlarea stresului, controlarea iratabilității, înțelegerea și dezvoltarea somnului, îmbunătățirea somnului, controlarea stărilor joase, introducere către meditație, controlarea grijilor. Foarte importante toate subiectele. Puteți accesa numărul de telefon 020-847-5880 sau website-ul newamtalkingtherapies.nhs.uk sau să trimiteți un e-mail la newamtalkingtherapies@nhs.net. Un video de introducere îl puteți accesa în dreapta paginii în colț, în josul paginii informații pentru familiile care au copii cu dizabilități. Le puteți accesa la www.families.newham.gov.uk. Iar aici puteți accesa anumite informații despre lucrul acesta. February Health Term se referă la vacanța dintre semestre, care tocmai a trecut. Activități pentru tineri, pentru adolescenți, pentru copiii care merg la școală. Acestea vor avea loc și la următoarea vacanță, deci dacă accesați website-ul din stânga paginii, veți fi la curent cu informațiile pe care acestea le oferă. Activități precum dans și multe alte activități și programe pentru dezvoltarea și pentru socializarea copilului dumneavoastră. Sprijin pentru sănătatea mentală. Puteți să căutați ajutor de la un profesionist, vorbiți cu medicul dumneavoastră de familie sau cu echipa din Newham, ce se bazează pe sănătatea mentală. Aveți informații despre comunitatea sănătății mentale și echipa care oferă sprijin Newham la website-ul din josul paginii. Puteți accesa acest website pentru informații. HESTIA este un alt program care oferă sprijin adulților și copiilor în timp de, pe timp de criză. Sprijinul pe care aceștia îl oferă este în legătură cu sănătatea mentală și nevoi complexe. Violența domestică, răspuns pentru slavagia modernă, sprijin pentru consumul de droguri și alcool,
și sprijin pentru tineri, pentru adolescenți. Puteți accesa un website-ul hestia.org bar înclinat în dreapta New Am sau website-ul din josul paginii. Alte linii telefonice pentru dumneavoastră pot fi găsite de la A la Z pe, dacă accesați primul link din sus, din primul link de pe, din imagine, apoi pentru prevenire comiterii suicidale puteți suna la 116123 la Samariteni. Este o echipă de oameni care oferă ajutor 24 de ore din 24 și este confidențial pentru persoanele care oferă, care experimentează stres și disperare. Mai sunt și alte echipe, Papyrus, la 0800-068-4141. Aveți și website pentru toate echipele de prevenire a comiterii de suicid. Calm, la 0800-585-858. Programul acestora este de la 5 la 12 noaptea. Este un program împotriva experimentării emoțiilor joase și stări mentale precare. Puteți vorbi și prin accesul webului, web chat. Mai aveți Men's Health Forum website. Este sprijin pentru bărbați oferit prin text, prin e-mail și prin chat. Un alt program este Stress and Anxiety, Anxiety UK, la număr de telefon 0344-775-774, de luni până vine de la 9:30 la 5:30. Dacă aveți probleme cu anxietatea, puteți lua legătura cu aceștia. Dacă aveți probleme cu jocurile de noroc, este un alt program, National Gambling Helpline, la 0808-802-0133, zilnic de la 8 dimineața la 12 noaptea. Sau puteți accesa website-ul lor. Dacă aveți probleme în relații, puteți să accesați website, ultimul website din josul paginii, în privința relațiilor dumneavoastră și conflictele acestora. Dacă simțiți că nu puteți să nu puteți să vă mai descurcați, puteți trimite un text, un SMS la 85258 gratuit la orice zi, la orice oră. Iar cineva va vorbi cu dumneavoastră despre orice problemă pe care o experimentați. Aceștia vor vorbi cu dumneavoastră cu calm și cu tact și vă vor îndruma spre ajutor. Puteți să vizitați website-ul la givershout.org. Aveți și resurse, anumite informații, sfaturi pe website-ul acestora. Aveți și un video la, în josul paginii, dar vă trebuie un cont de Twitter ca să accesați acest video. Un mic tabel cu atelierele virtuale pe care le voi traduce. Următorul va fi problema sprijin în legătură cu imigrarea pentru familie.
Dacă doriți dumneavoastră să le accesați, le puteți accesa dacă intrați pe YouTube sau accesați linkul din dreapta paginii. Dacă doriți o copie a acestor pagini, puteți să trimiteți un email la straightening.families.ro.uk și le veți primi. Dacă doriți să fiți adăugați la grupul de WhatsApp Brighter Future Parents, unde părinții vorbesc despre viața de a fi părinte, puteți trimite un email la aceeași adresă de email și să menționați acest lucru. Eu am fost Liviu, iar acesta a fost atelierul virtual Autoîngrijirea de sine în timpul pandemiei. Până data viitoare vă urez mai bine!